Mă numesc Mastacan Luca Bogdan, am 12 ani și vin din Bârlad. Spune-mi, care e talentul tău? Eu o să cânt. Melodia Run to You. I'm gonna run to you. Run to You de la Whitney Houston o cântă. Asta zic, adică nu cred că e aia ce cânti tu. Ce n-ai luat, mă, ceva ușor de la Beyoncé? Dar zi-mi o chestie, de ce ai făcut ales? Până să cânti, vreau să știu de ce ai ales Whitney Houston. Nu știu, îmi place foarte mult și simt că transmit mai multe emoții prin piesele ei. Am înțeles, dar tu crezi că tu cânti bine piesa asta, da? Da. Și ți-a zis și profesorul de canto că e ok? Da. Deci faci și... Vă spun, i-a dat la alegere, i-a zis Whitney Houston, Beyoncé, Beyoncé sau Lady Gaga. I-a Celine Dion. Una din trei. Sau Celine Dion, tot așa ceva ușor. Whitney Houston avea o voce colosală și melodii foarte grele. Dacă tu crezi că te ridici la nivelul pieselor, bine, atunci Doamne ajută! I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you will only take the time, I know in my heart you find. Oh, boy, who cares in times? Who is always strong? Can't you see my heart in me? I feel so presiune pe el, așa e. Mă gândeam așa, când ai început să cânti, zic, Doamne, câtă presiune am pus pe copilașul ăsta, ce i-am zis, ce... Zic, sper să nu-l fi încurcat. Dar când am auzit cum ai cântat, am zis, ce să încurci, mă, tare m-am bucurat de alegerea pe care ai făcut-o și faptul că ai interpretat atât de frumos. Mulțumesc. Foarte frumos, la inimă, la corazon. Ai 4 de da și ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc foarte mult! Hei!